Timișorenii care optează pentru o plimbare în aer liber urmată de un popas pe o bancă la soare o pot face în parcurile din Timișoara, recondiționate și curățate. Echipele Societății Horticultura SA pregătesc parcurile pe care le au în administrare pentru sezonul cald. Angajații de la secția întreținere au lucrat în această săptămână în Parcul Rozelor, unde au început reparația pergolelor deteriorate, mai exact înlocuirea și vopsirea stâlpilor. Reprezentanții societății anunță că lucrările de întreținere și înlocuire a mobilierului urban din Parcul Rozelor continuă și în perioada următoare.